Bă, tocmai s-a dat bacul. Dacă nu l-ai luat, asta e, las că se mai dă și la toamnă. Vorba aia, cu bac sau fără bac, bere același gust are. Dar dacă l-ai luat, probabil acum te gândești unde să mergi la facultate. Și adevărul e că nu-i deloc o decizie ușoară. Nu vreau să pun și mai multă presiune pe tine, dar e foarte posibil ca decizia asta să-ți influențeze toată viața de acum încolo. Acum, eu nu-ți pot spune ce să faci cu viața ta, asta trebuie să decizi singur. Dar ce-ți pot spune e cum i-am ales eu facultatea. E bine, eu ca un elev redutabil ce-am fost, am început să mă gândesc la facultate abia după ce am luat bacul. Și asta pentru că până atunci nu eram deloc sigur că o să-l iau. Și cum mersul la facultate era la fel de posibil ca mersul la cules de căpșuni în Spania, am zis, bă, n-are rost să mă stresez dacă cu facultate, las că văd eu după bac, dacă o să fie caz. Dar cum, printr-o minune cerească și o copiuță norocoasă, am reușit să-mi pușc cu un 8.75 la bac, o medie destul de onorabilă, aș zice eu, cea mai mare din clasă, dacă îmi permis să mă laud puțin, m-am trezit pus în fața unei decizii ce nu mai suporta amânare. Nu și acum, ce miezo fac cu viața mea? Facultatea părea decizia evidentă, dar ce facultate? Majoritatea colegilor mei, cei care luaseră bacul, mă refer, se orientaseră deja către diferite facultăți din Pitești, gen turism sau comunicare sau mai știu eu ce, dar pe mine, sincer, nu mă încânta deloc varianta asta. Pentru mine, facultatea trebuia să îndeplinească două cerințe. Unul la mână trebuia să nu aibă legătură cu matematica, ce vrei na, aveam și eu fobia mea, și doi la mână trebuia ca după ce termin facultatea să am o meserie, adică, din punctul meu de vedere, există două tipuri de facultăți. Facultăți pe care atunci când le termin, habar n-ai ce ești, și facultăți pe care atunci când le termin, ai o meserie, cum ar fi medicina, ingineria sau arhitectura. Pe mine personal, mă încântau facultățile din a doua categorie, dar ce mai exact? Variantele erau nelimitate, iar eu nu mă simțeam atras de nimic în mod deosebit. Inițial, mă bătea gândul să mă duc la arhitectură și asta pentru că în liceu, profilul meu a fost desen tehnic, iar la bac, când am dat bacul la desen tehnic, proful la care ne supraveghea când a văzut lucrarea mea a zis, mă, dar ce frumos desenezi, ar trebui să te duci la arhitectură. Iar eu am zis, bă, nu sună rău, da, m-aș vedea arhitect. Dar apoi când am văzut ce se dă la admitere și cum ăștia care intră la arhitectură fac cel puțin 2-3 ani de pregătire, am zis, no, că n-am nicio șansă. Decizia finală însă, aveam să o iau, așa cum iau eu toate deciziile importante în viață, într-o zi de sâmbătă, la o bere cu Vijay. Eram, bă, Vijay, ce dracu facem, bă, mergem și noi la facultate? La care ăsta, două busule, eu mă duc la geodezie la București, că am vorbit cu un tovarăș de-al meu de-a terminat acolo, știi că să caută în drace asta. El are 80 de milioane pe lună salariul, ești nebun? Zic, bă, nu sună rău, dar unde-i asta la construcțiile astea la UTCB? Da, bosule, dar construcțiile e altceva, geodezie e cu astea, măsor pe câmp cu aparate cu de-astea. Zic, bă, auzi, dar la geodezie asta se face matematică. Nu, bă, ce matematică, că ai aparate de-alea, apeși pe un buton și poc, îți calculeze ele toate alea. Zic, bă, Vijaie, dacă o fi așa, nu sună rău, cred că mă bag. Acum, când din experiența mea deciziile luate la bere sunt întotdeauna cele mai bune, eram aproape hotărât să merg cu Vijaie la geodezie. Dar a doua zi mă gândesc să mă duc la internet cafe să mă ușor să văd care-i treaba cu geodezia asta. Ajung acolo, caut pe internet geodezie, UTCB, mă uit pe acolo, salarii mari, job garantat, burse, cămin, zic, bă, nu sună rău. Mai arunc un ochi pe acolo, înscriere, admitere, să văd ce acte trebuie, când ce să vezi, frate, văd că se dă examen de admitere. Și nu orice examen de admitere, fix din matematică și fizică, adică materiile mele preferate, zic, tai să-mi bag tingură, Vijay. Îl sun, zic, bă, tingură, ai zis că nu se face matematică la geodezia asta, ia uite, admitere din matematică și fizică, dracu. Dar Vijay era, o, nu, bosule, că e doar așa, admiterea, păi nu mai ai treabă cu matematică. Zic, bă, e sigur că n-am chef, dracu, să o dau de la câmpuț. Nu, bosule, ce ai, te-ai mințit eu vreodată, stai chill, e lejereanu, n-ai treabă. Evident că n-a fost așa, dar v-am zis deja despre asta în povestea cu Jimmy și cele patru matematici. În fine, mă uit eu pe acolo, acum la UTCB, adică Universitatea Tehnică de Construcții București, nu se face doar geodezie, se face și construcții civile și instalații și hidrotehnică și mai multe alea, așa că într-un final zic, bă, pare mișto geodezia asta, dar parcă mai degrabă m-aș duce la construcții civile. Mi se părea mie mai interesant cu construcții cu alea, admiterea era la fel ca la geodezie, așa că zic, nu mai gata, asta e, aici mă duc, mă fac inginer în construcții. Domn inginer Jimmy, parcă sună și frumos. Îl sun pe Vijay, zic, bă, Vijay, e gata, m-am hotărât, mă bag.
dar nu la geodezie, la construcții civile. Vijai, totul ținea pe lui. Bă, bossule, nu fi fraier, bă, hai la geodezie că-i mai lejerean acolo. Dar eu deja mă hotărâsem, nu frate, mă duc la civile. Până la urmă, na, tot amândoi mergeam, tot amândoi stăteam în cameră la cămin, doar că, na, erau facultăți diferite. În fine, odată hotărâți amândoi, tot ce mai aveam de făcut era să mergem la București și să ne înscriem. Înscrierea era undeva în iulie și dura cam 2 săptămâni. Timp era, doar că Vijay al meu a plecat la mare și când s-a întors, mai erau doar 2 zile. Îl sun zic, bă, Vijay, frie al dracu, când mergem să ne înscriem, că nu mai primesc ăștia dracu. Dar Vijay era, cum bă, că mai e timp, ce ai? Zic, unde mai e un ferial drecu, că mâine e ultima zi? A, da? Mâine atunci, merge mâine. Nu și uite așa, am plecat eu cu Vijay în ultima zi să ne înscriem la facultate. Era undeva în jur de 12 când ne-am urcat în tren, amândoi frumos cu câte 10 lei pentru naș, mulțumesc, trăiți! Pe la 2, eram în București. Acum, pe vremea aia, n-aveam telefoane de-astea performante, cu GPS, Google Maps și alte de-astea. Iar eu mai fuzisem o singură dată în București, așa că zic, bă, Vijay, hai să întrebăm pe careva pe aici cum ajungem la facultate. Dar Vijay face, nu, bossule, că las că știu eu, trebuie să luăm metrou de aici și apoi tramvaiul câteva stați. Zic, băi, sigur că n-am chef să mă pierd pe acelea pe București. Da, bă, nebune, ce ai, dacă ți-am zis că știu, hai după mine. Nu, zi și făcut, luăm noi metrou câteva stații, apoi ieșim de la metrou și ajungem într-o stație de tramvai. Eu îți dai seama, habar n-aveam unde suntem, dar Vijay tot o ținea pe lui că știe el, așa că i-am dat înainte. Urcăm în tramvai, mergem 2 stații, iar la a treia... Nu zău, biletul sau abonamentul? Tai să-mi bag nealonașul, bile de unde, că n-aveam, zic. Bună ziua, trăiți, n-avem, că știți, noi nu suntem de aici, acum am venit de la Pitești, mergem să ne înscriem și noi la facultate. Păi și ce bă, dacă nu sunteți de aici, voi nu vă luați biletul? Ba da, dar nu când, na, acum e prima dată când mergem cu autobuz în București. Nu contează, bă, trebuia să vă luați bilet. Aveți 50 de lei fiecare să plătiți biletul cu suprataxe. Zic, tai să-mi bag 50 de lei, în Pitești era mai ieftin. Acum, nu știu Vijay, dar eu aveam la mine jur de 150 de lei, din care 100 erau pentru taxa de înscriere, așa că zic, nu avem șeful, suntem amărâți, abia avem banii să plătim taxa de înscriere la facultate. Aha, buletin aveți? Zic, tai să-mi bag, ăsta vrea să ne dea amendă. Nu avem șeful, de unde? Cum bă, mergeți să vă înscrieți la facultate și n-aveți buletine? Hai că deja ne supărăm, ia chem eu poliția. La care Vijay scoate 20 de lei și face, hai șefu, nu rezolvăm și noi așa băiețăștii. Nașul se uită la bani, apoi se uită la Vijay și într-o final zice, bine, hai, până unde mergeți? Vijay era, acelea cu alea, până la facultatea de construcții. La care nașul, păi și ce căutați bă pe acelea, că facultatea de construcție e partea la altă, la Lacutei, acelea e Rahova. Mă uit la Vijay, zic, tai, tingură Vijay. Bă, frate, nu știu ce dracu de drum știa Vijay, dar am mers la mama dracu în partea elaltă de București. Să dea dracii că aici acum nu știu cum e ziua, am reușit să ajungem în Rahova, zic. Păi și cum facem să ajungem acolo la facultate? Păi trebuie să luați înapoi tramvaiul până la Unirii și de acolo ori luați tramvaiul 16, ori luați metrou, dar e ceva de mers. Și să vă luați bilet, că dacă vă prinde ăștia nu vă mai scăpați așa ieftin. Nu, asta era, cu coborând la următoarea stație, luăm tramvaiul înapoi până la Unirii, tot fără bilet, îți dai seama, ce dracu, ori suntem golani, ori nu mai suntem. Iar la Unirii, de unde dracu să luăm tramvaiul 16, că aparent pe la avea altă stație. Vigi era, ha bun cu-o, hai după mine că știu eu. Zic, ta dracu știi tu, cu tine ajung la mama dracu la Constanța. Așa că n-am mai mers după Vijay, am întrebat lumea pe acolo și în final cu chiu cu vai ajungem la facultate. Mă uit la ceas, era 4 fără un sfert. Din câte știam eu, înscrierile erau până la 4, așa că zic, trai să-mi bag Vijay, mai un sfert de oră, bă, hai repede că nu mai primesc ăștia dracu. Acum, fiind clădiri diferite și cum nu prea mai aveam timp, eu m-am dus către clădirea Facultății de Construcții Civile, că n-a voiam să mă scriu la civile, iar Vijay s-a dus la geodezie. În fine, ajung eu acolo, intru înăuntru, acolo pune ca paznic, zic, bună ziua, pentru înscriere unde, la care ăsta... Pentru... Nu mai, s-a terminat, până la 3 a fost. Zic, cum, nu era până la 4? Nu, băiatul meu, până la 3 era. Mergi, vezi la etajul 1 dacă mai e cineva, dar nu cred. Urc eu rapid acolo la etajul 1, dar evident, nu mai era nici dracu, zic. Tais, te îngură, Vijay, să vezi cum a rămas eu fără facultate. Îl sun pe ăsta, zic, Vijay, firea dracu, că programul era până la 3. Dar Vijay al meu, foarte calm, era. Ce-ai titele, că eu sacile completez hârtiile astea de înscriere.
Zic, bă, ești nebun că aici nu mai e nici dracu, ci că până la 3 a fost. Oh, hai cu atunci. O pornesc eu într-un suflet către facultatea de geodezie, eu speram că pot să mă înscriu de acolo și la civile. Dar ajung acolo unde mă întâmpină o doamnă domnișoară la vreo 30 și ceva de ani. Bună, ai venit să te înscrii? Zic, bună ziua, da, dar aș vrea să mă înscriu la construcții civile. A, păi trebuie să mergi acolo la facultatea de construcții civile. Zic, da, de acolo vin, dar și că programul a fost până la 3. Da, așa e, până la 3 a fost, nu i-a mai stat că mai erau copii aici la coadă. Zic, da, și chiar nu se poate să mă înscriu de aici pentru civile? Nu, ei au situația lor, noi avem pa noastră, îmi pare rău, nu se poate. Zic, da, să-mi bag. La care asta? Dar de ce nu vrei să te înscrii la geodezie? Zic, așa mă hotărâsem să merg la civile. La care asta? Hai nu-ți dau un formular, te mai gândești, dar măcar știi că ești înscris. Zic, dați-mă acum. Iau formularul, mă duc, mă așez lângă vijia, la care asta? O, dar ce fă, mă? Te scrii la geodezie? Zic, tare cu că m-ai încauzat, mă scriu cu ce dracu să fac? Nu, și uite, așa am ajuns eu la facultatea de geodezie. Nu sunt sigur, dar, sincer, o parte din mine crede și acum că ăsta a fost planul lui Vijay de la bun început. În final, totuși, nu pot să zic că pare rău că am intrat la geodezie. Nu știu dacă era mai bine la civile, dar, până la urmă, că o terminam pe aia, că am terminat-o pe asta, la sfârșit, tot domn inginer am ieșit. Acum, dacă tot am făcut povestea asta pentru cei care au luat bacul, aș vrea să le răspund la o întrebare. Merită să faci facultatea pe care am făcut-o eu sau o altă facultate de la UTCB? Mă, eu zic că merită. Adică, indiferent de facultatea pe care o alegi, fie a geodezie, construcții civile, instalații, hidrotehnică, căi ferate, drumuri și poduri, utilaj tehnologic sau inginerie în limbi străine, la sfârșit alegi cu o diplomă recunoscută internațional într-un domeniu bine plătit care va fi căutat întotdeauna atât în țară cât și în străinătate. Vorba aia de construit, se tot construiește. Facultatea nu e una ușoară, nu poți să mint, dar dacă te duce capul, cu siguranță ai să te descurci. Ba chiar poți să iei și bursă. O bastoane pe lună era aia de merit când eram eu student. Am luat-o și un semestru. Mamă, ce bine am mai intrat pe atunci, fai de capul meu. Pe lângă asta, în timpul facultății, ai cămin lângă facultate. Un avantaj destul de considerabil atunci când stai la băutură cu colegii până dimineața și a doua zi ai examen. Poți să faci practică la diferite firme dacă vrei sau poți să te bagi la tot felul de cursuri. Spre exemplu, eu am făcut un curs de evaluator imobiliar, un curs care în mod normal e vreo 30-40 de milioane, dar pe care l-am făcut moca, că ăștia aveau nu știu ce parteneriat cu Anevar. Dar cred că cel mai important e că la sfârșitul facultății, pe lângă diplomă, vei primi apelativul de domn-inginer. Anul ăsta, înscrierea începe pe 7 iulie și durează până pe 19 iulie, ora 3, bine de știut. Însă, nu trebuie să mai rătăcești prin București ca mine și ca Vijay, pentru că înscrierea se face 100% online. În plus, nici măcar nu se mai dă admitere, se intră printr-un concurs de dosare pe baza rezultatelor de la BAC, deci ți-ai mai luat încă o piatră de pe inimă. Așa că, dacă nu ți-ai ales încă o facultate, eu zic că merită să iei în considerare o facultate la UTCB. Îți las un link în descriere cu pagina de înscriere unde găsești toate detaliile. Baftă! Nu, și cam asta e povestea de azi. În încheiere, vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la ASUS, dar și a membrilor care mă cinstez un ar cu bere. Mulți ani fain, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. A, și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și hanorace cu tengură Vijay. Așa că nu dau banii pe prostii, iați tricou cu Jimmy, intră pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, bă, indiferent de facultatea pe care o alegi, nu lăsa înscrierea pentru ultima zi. Chiar dacă acum înscrierea se face online la cele mai multe facultăți, nu cred că vrei să scadă netul în ultima zi și să rămâi fără facultate. Cheers!